Pilda samarineanului milostiv. Mântuitorul Iisus Hristos le vorbea oamenilor în pilde sau parabole, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine ce este împărăția lui Dumnezeu și care sunt fiii împărăției. Pilda este o povestioară cu înțeles tainic, plină de învățături religios-morale, inspirate din viața de zi cu zi a oamenilor, în care Fiul lui Dumnezeu transmitea oamenilor pe înțelesul lor învățăturile sale dumnezeiești. Într-o zi, Mântuitorul a zis pilda samarineanului milostiv. Și iată, un învățător de lege s-a ridicat, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege? Cum citești? Iar el, răspunsând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis: Drept ai răspuns, face asta și vei trăi. Dar el, voi să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea, și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinian, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, s-a făcut milă. Și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin și, punându-l pe dobitocul său, a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gazde și i-a zis: Ai grijă de el. Deci mai cheltui ceva? Eu, când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a fost aproapele celui căzut de tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: Mergi și fă și tu asemenea. Haideți să vedem împreună ce semnifică această pildă. Ierusalimul semnifică viața fericită, fără de păcat. Ierihonul este pământul plin de suferință. Coborârea de la Ierusalim la Ierihon, degradarea omenirii prin înstrăinarea ei de Dumnezeu. Omul căzut în cetâlhari, neamul omenesc căzut. Preotul, legea lui Moise sau legea veche. Levitul, prorocii. Samarineanul milostiv semnifică pe Mântuitorul Iisus Hristos, dar în același timp semnifică și chipul iubirii Mântuitorului Iisus Hristos în oameni. Asinul este crucea suferințelor. Undelemnul, sfântul maslu. Vinul, sfânta împărtășanie. Casa de oaspeți este biserica. Dinarii semnifică Vechiul Testament, dar și Noul Testament. Iar vindecarea înseamnă iertarea păcatelor. Samarineanul milostiv este însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Pilda samarineanului milostiv, rostită de Mântuitorul Iisus Hristos, este o tâlcuire a tainei mântuirii neamului omenesc, un îndreptar pentru viața bisericii și a fiecărui creștin în parte. Ceea ce distinge pe samarineanul acesta călător de preotul și levitul legii vechi este milostivirea sau bunătatea sufletului său. Samarineanul milostiv este însuși Mântuitorul nostru, dar în același timp, orice om care își ajută semenul poate fi un samarinean milostiv. Samarineanul milostiv este chipul iubirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în oameni. Tocmai un samarinean, care era de alt neam, de la care nici unul dintre iudei nu se aștepta să-i facă vreun bine sau să-i fie de vreun folos, săvârșește binele în mod dezinteresat. Fără a pretinde vreo recompensă sau vreo laudă, el săvârșește fapta bună, doar pentru că este milă de omul suferind, doar pentru că este milostiv ca Dumnezeu cel milostiv. Fapta samarineanului milostiv reprezintă lucrarea iubirii milostive a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Fiecare dintre noi poate fi aproapele cuiva dacă devine mâinile iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oamenii aflați în nevoi. Dragii mei, când învățătorul de lege l-a întrebat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos: Care dintre cele 10 porunci este mai importantă?
Acesta a cuprins toată legea și prorocii într-o poruncă. Cunoașteți voi despre ce poruncă este vorba? Mântuitorul nostru Iisus Hristos a cuprins toată legea și prorocii în porunca iubirii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Noi creștinii trebuie să știm că numai lui Dumnezeu îi se cuvine adorare. Magii Domnului îi se cuvine prea cinstire sau supravenerare, iar Sfintei Cruci și Sfinților îi se cuvine cinstire sau venerare. De asemenea, orice om de pe pământ este aproapele nostru, deoarece toți suntem frați în virtutea faptului că avem același Tată Ceresc. De aceea, avem datoria să ne iubim aproapele cum ne iubim pe noi înșine. Samarineanul milostiv, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vrea să ne arate tuturor că aproapele nostru este orice om de pe pământ, indiferent de condiția socială, naționalitate, limbă sau religie. Să recapitulăm. Domnul nostru Iisus Hristos a cuprins toată legea și prorocii în porunca iubirii, cea mai mare dintre cele 10 porunci. Se împarte în două, porunca iubirii față de Dumnezeu și porunca iubirii față de aproapele. Cinstirea pe care omul o acordă lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților, e diferențiată. Lui Dumnezeu îi se cuvine adorare. Maicii Domnului se cuvine prea cinstire, iar Sfintei Cruci, Sfinților și Îngerilor li se cuvine cinstire. Samarineanul milostiv este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar aproapele nostru este orice om de pe pământ, indiferent de condiția socială, limbă, naționalitate, religie. Ca și temă de reflexie, scrieți pe caiete o compunere cu titlul Aproapele nostru, orice om de pe pământ.